Începem dimineața de astăzi cu pisiciurile care bagă. Deci de obicei trebuie să le separ, că v-am mai zis că mănâncă toate una de la alta, mai ales Bubu. Deci ăla termină primul și apoi trebuie să baje de la tăți. Mira iar de-abia așteaptă să termine Leo, să își baje botul. Unde mergi, mami, acolo? Hai că terminat acum, teoretic, aproape deodată. Hai, Mira, aici la grăunțe. Mâncat tot? No, hai. Hai să punem grăunțe la pisici. Hai să aerisim aici. Hai, deci ori făcut un dezastru, trebuie să curăț. Hai. Vreau să vă arăt și cana mea. V-am mai arătat-o ieri, cred că. Deci o ador. Și să-mi fac aici o coffee. Iar le-o butonat frate meu aici. Gata, avem și coffee făcut aici și acum mă pun să fac ceva de mâncare și apoi trebuie să mă duc să editez vlogul de la Timișoara, pentru că trebuie să intre astăzi la voi și trebuie să fac și extragerea, așa că, mă rog, asta o să mă pun eu să fac. Aici mi este și cafeaua, trebuie să vreau să mă trezesc, am luat-o din Timișoara, din Sinsei, dar nu știu, la noi în Oradea nu am văzut-o, pur și simplu nu știu, erau tot felul de alte când, astea de Crăciun nu erau decât câteva. Și asta zic că poate mai încolo să ne revedem un pic ca să facem ceva de mâncare. Și am zis că poate dacă mai cumpărăm ceva luat din ăla de foietar, să mai fac așa cu șuncă și cu ceva și să aibă ce să mai ronțe aici cât stau la noi. Și asta zic că o să vin la noi și o să vreau să jucăm nume de cod. Și atunci o să vă filmez în momentul în care o să ne apucăm de pregătit mâncarea pentru musafiri. Așa că ne vedem un picuț mai încolo. Am revenit, am zis că o să vă arăt dacă facem ceva de mâncare și am cumpărat două din astea, adică Sabine o luat de la Lidl, două puff pastry sau cum le zice la astea, ceva a luat. Pe unul l-am și întins aici și vreau să pun pe el niște cremă din asta de brânză, niște mușchiuleți de porc și ce-am mai zis că punem și niște cașcaval din asta, mai am aici și o să-l răzui, așa că asta va fi mâncarea. Nu, hai că se întinge destul de ok. Nu o să pun foarte multă, că nu vreau să curgă pe acolo din cuptor. Nu? Da, da. Mai punem ceva, sare, piper? Nu gândesc că ar trebui pus ceva. Sau niște ou deasupra, așa bătut, știi, să fie lucioase? Cred că așa ar trebui. Sau ketchup? Ketchup. O leacă. Ce zici? Am bătut aici un ou și o să le ung un pic așa deasupra, că se rumenesc mai fain în cuptor, că prind așa o culoare faină. Și cred că mai facem una, că mai avem loc aici în tavă. Și astea super și de Crăciun și așa dacă aveți ceva musafiri și n-aveți timp să gătiți cum suntem noi în momentul ăsta. Chiar o idee super bună și rapidă. Dimineața, dragilor! Astăzi este data de 20 decembrie și tocmai ce, sunt aici în bucătărie pentru că aș vrea astăzi să mă apuc să fac un pic de curățenie. Ieri am avut niște musafiri, seara am filmat foarte puțin, ne-am jucat ceva joc, o să vă povestesc mai încolo. Dar momentan m-am pus aici să gătesc pentru că aș vrea să fac ceva de post și m-am gândit să fac o supă din asta de
păstăi pe care i-am de din vară, i-am semi-fier, ceva de genul, și am băgat la congelator. Și aici este un dezastru colosal în spatele meu. Tocmai ce am și golit mașina de vase și mi-am făcut aici o lipie cu omletă. O să vă arăt aici și omleta. Cafeaua deja mi-am băut-o, am avut ceva treabă în oraș și mai aștept să mă contacteze și a doua persoană care a câștigat giveaway-ul pentru locul 2, pentru că nu m-a contactat și eu voiam să duc acum de dimineață coletele, dar încă nu m-a contactat și am zis că i-am scris mesaj acolo la videoclipul cu giveaway, am spus că să mă contacteze, i-am scris și aseară și i-am scris și acum dimineața și dacă astăzi nu mă contactează, din păcate va trebui să extrag un alt câștigător. Nu mi-aș fi dorit treaba asta, dar dacă nu mă contactează, eu n-am cum să iau legătura cu ea, pentru că nu știu cel puțin pe YouTube că să pot să trimis mesaje sau chestii de genul, așa că am lăsat doar acolo în comentarii și sper să mă contacteze. Și am aici niște mostre de parfum de la Valentino, deci Dumnezeu, așa bine miros, că vine să mi le iau toate. Nu știu cum am ajuns la parfumuri acum, dar le-am văzut aici pe masă. Deci ideea e că dacă nu mă contactează, va trebui să extrag a treia persoană și aia va primi coletul cu numărul 2. Și astăzi, după cum ziceam, aș vrea să mă apuc să fac un pic de ordine, pentru că v-am zis că seara am avut ceva musafir și am destrâns, adică nu știu, am impresia așa că e mizerie pe jos și de la intrare, că tot am intrat cu noroi și chestii de genul. Aici în living a aspirat Robi aseară, i-am dat la robot să aspire și acolo am o grămadă de sticle pe care trebuie să le duc afară, să le duc la sticlă, la plastic, la ce-or fi. Și oricum mai am de făcut un pic de ordine, gen șters de praf și aspirat, o să aspir și cu aspiratorul normal, pentru că sunt zone, mai ales acum cum e bradul, în care aspiratorul trebuie să-i dau zone din alea no-go sau ceva de genul și nu se apropie prea tare de brad și a picat o grămadă de sclipici acolo lângă el, așa că asta am eu de gând să fac și mi-aș căuta și bateria cealaltă de la aparat, că văd că asta dă să crape. Evident că o crăpat și bateria. Deci asta voiam să vă spun, că aici la brad, ia stai să vă arăt. Pe aici, pe jos, a picat o grămadă de sclipici, dar nu știu dacă îl vedeți voi. Da, cred că se vede că e ceva mizerie aici pe jos și aici nu se bagă robotul, deci o mers doar așa roată pe lângă brad și aș vrea să aspir și covorul ăla, că cu siguranță a picat o grămadă de zăpadă din asta, că are brad o zăpadă din asta pe el și oricum mi-a mai stropit noi acum câțiva ani, că se mai vede aici pe crenguțele astea că am mai dat noi cu zăpadă, n-am mai dat acum de vreo 2 ani, dar oricum încă se mai scutură, plus când am pus globurile și toate prosteile, plus ce am mai mișcat noi pe aici, că de câte ori mă bag aici la priză, de atâtea ori tot frec bradul și pică sclipici, ceea ce o să se întâmple și acum. Ia hai să-l bag eu în priză, mă urc aici așa pervers peste canapea. Gata, am aprins și brăduțul, vedeți că lampa asta n-are sens să fie pornită, așa. Dar asta e ideea, că vreau să mă apuc să aspir aici lângă brad, pentru că e dezastru, să pun sticlele alea să le duc afară și să aspir și să șterg pe jos, pentru că, nu zic, robotul face curățenie, chiar sunt foarte mulțumită de el, adică n-am ce să comentez, chiar e maxim acolo, e că de-aia vi l-arăt. Dar, cum am zis, de exemplu, acum ai braț sau chestii de astea și nu prea poți să-i dai să meargă acolo, adică dacă îi dau să meargă peste covorul ăla, cu siguranță dărâmă bradul, așa că mai bine mă bag eu cu aspiratorul normal sau cu duda aia cu care faci. Plus, doi la mână, na, mie ce mai îmi place să fac e să-mi aspir canapeaua și fotoliile, ceea ce se întâmplă aproape de fiecare dată când fac curățenie din asta săptămânală. Dar acum vă zic sincer, de când am avut robotul, deci efectiv n-am mai scos aspiratorul ăla clasic, decât acolo la pisici, pentru că, mă rog, cum are o singură lavetă și, mă rog, nu e igienic din punctul meu de vedere să-i dau să meargă la pisici și apoi să vină pe aici prin dormitor și prin living, așa că și dacă îi dau la pisici, îi dau fără mop, dar oricum pe scări n-are cum să meargă și atunci aspir cu aspiratorul normal. Ia, hai să vă și arăt că aici e și aspiratorul. Deci, da, Mira, aici e și aspiratorul și vedeți ce mizerie fac pisicile și acum sunt toate afară, în afară de Mira, că mi s-a urcat pe mașină și am adus-o înăuntru, că și trebuie să mă apuc să fac aici curat. Deci uitați-vă ce fac și pe scări. Deci n-am cum să pun robotul, că oricum nu merge pe scări și atunci doar cu aspiratorul normal și de aia stă aici. Trebuie să-l curăț și pe el, apropo, și aici la pisici. Dar curățenia asta vreau să spun că am făcut aseară. Deci înainte să vină musafirii am făcut curat la pisici și uitați-vă cum arată, zici că nu s-a întâmplat nimic de 2 săptămâni cel puțin aici. Doar să termin aici să mănânc și eu, că n-am mâncat nimic, aș deja migreață. Trebuie apoi să mă apuc de curățenie și să termin și supa, care imediat cred că pot pune amestecul ăla de rântaș, că aici am pregătit foarte puțină făină cu niște boia.
și o să pun niște smântână din aia de post, că v-am zis că am găsit de la Kaufland, mi se pare, asta să vă arăt, că n-am mai cumpărat de la Alpro, mi se pare și scumpă și sincer cred că asta e exact la fel, dar cred că v-am mai arătat-o eu. Și are cu orez, din soia și din, nu mai știu din ce, dar oricum ăsta mi se pare cel mai clasic, adică ăsta din soia și chiar e foarte bună, așa că o să o folosesc mai imediat să fac și ciorba. Și mă pun și eu să mănânc acum lipia asta și apoi, da, avem și un dovleac aici pe masă, l-am găsit în frigider și am zis că să-l scot să văd că poate fac ceva cu el, dar chiar nu știu ce. O să mă uit pe net și mă pun să mănânc după cum ziceam și apoi ne revedem să facem un pic de ordine. O să mă apuc acum să curăț la pisici, dar prima dată trebuie să le scot afară. Hai, toată lumea, hai afară, du-te, hai. V-am zis că aici e dezastru de pe lume, mă pun să curăț prima dată litiera, că am fost plecată la Timișoara și nu știu, o schimbată sau bine, dar de atunci nimic și nimeni, așa că mă pun să o curăț. Să le pun nisip curat. Am terminat deja de curățat acolo la bucătărie și acum vreau să-i dau la Roborock să facă curățenie. Așa arată și aplicația, așa cum o să-i dau aici să curețe la bucătărie și hol intrare. Și până atunci o să mă apuc eu să aspir aici la brad. Îl vedeți acolo, a început să meargă. I-am dat să mai aspire odată să și șteargă pe jos aici în holul de la intrare și la bucătărie, pentru că în living deja i-am dat aseară, dar poate-i mai dau o tură și acum să știu că face complet peste tot. Și eu o să mă mai duc să fac aici curățenie la brad, să aspir acolo jos cu aspiratorul normal și apoi mai trebuie să schimb lenjeria din dormitor și să fac un pic de ordine și acolo. The time of the year now. You got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you hear Santa driving the sleigh?
Or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas but today. Snowflakes falling down, it's Christmas time. But you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 no. It's been a few years now, and this cold town's not quite the same. I wish you were here now, by the fire stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas and today. Snowflakes falling down, it's Christmas time. But you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 it don't feel right without you. No, 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 it don't feel right without you. Am terminat și cu dormitorul, am schimbat hainele de pat, am curățat noptierele. În asta am și făcut curat în a mea, că era dezastru, l-am lăsat bine, nu mă bag. El știe ce trebuie să-și arunce de acolo, așa că nu mă bag. Așa că doar o să trag draperia, am și lăsat să aerisească și o să mă pun acum să trag și draperia și să închid geamul. Și cam asta va fi tot aici cu dormitorul, mai trebuie doar să șterg pe jos, dar mă mai duc dincolo, pentru că mai trebuie să fac un pic de curățenie acolo la birou. Și voiam să vă mai arăt treaba asta, care e un fel de parfum din asta pentru rufe și vai, eu sunt nebună. Deci îmi place să dau cu el pe perdele sau pe draperii sau pe lenjeria de pat, dar acum o să dau doar pe perdele pentru că nu prea îmi place să-l bag în mașina de spălat și să dau așa peste și credeți-mă că zile întregi că miroase genial, chiar săptămâni, așa că o să dau niște pufuri aici pe perdelele astea, pe draperii de fapt, ca să mai împrospătez așa un pic aerul pentru că miroase destul de așa fresh, dulce, fresh, ceva de gen. Dar oricum se folosește, din ce am citit eu, pentru uscătorul de haine, adică dacă ai mașină din aia de spălat care și usucă, dar eu o folosesc că v-am zis tip puf și așa am descoperit-o de la fata de la care tot îmi închiream eu rochii, de la Tina Dress, că ea tot dădea cu genul ăsta de parfumuri pe rochii și nu știam ce miroase așa de fain și mi-a zis și mai este o variantă și pe albastru și cred că le-am luat din Carrefour era, dacă țin eu bine minte, dar cred că le găsiți și prin Auchan sau prin chestii de asta sau chiar online, dar așa se numesc, Sano Maxima for Dryer. Am cam terminat acolo în dormitor, așa că am venit la baie, că aș vrea să-mi spăl ghetele astea, deci uitați-vă cum arată. Deci tăche de noroi și am fost cu ele pe la Timișoara și uitați-vă cum arată și în spate, nu știu dacă se vede chiar așa urât cum e realitate.
Mi-am acolo pereche de Adidas și asta vreau să mă pun acum să le spăl ca lumea, pentru că am făcut acolo un noroi la intrare din cauza lor, că mi s-a prins o grămadă de nisip și pietricele pe talpă și tot e plin de pietriș acolo la intrare, așa că mă pun să le curăț. Am pus acolo la geam ghetele, nu știu dacă se văd la uscat, și am pus aici jos, stați un pic să las trepiedul, și am pus aici îngăleată niște apă opărită la propriu și vreau să șterg în baie și în dormitor cu ea, după care mă duc și șterg și la bucătărie, în hol, și apoi vreau să mai fac curățenie la birou, pentru că acolo, nu știu, zici că e camera aia în care pică bombele, deci pur și simplu toate chestiile acolo, scutiile, produsele de la giveaway, ceva cadouri pe care trebuie să le dăm. Deci o grămadă de chestii trebuie să le împachetez, să le sortez și să vedem care, ce, unde merge. Așa că încep o dată de aici din dormitor, că aici vreau să știu sigur că am terminat. Am venit și eu aici sus în pod pentru că ar trebui să mai calc niște haine și am venit să-mi iau și niște etichete jos pentru că aș vrea să bag la spălat, mi-am cumpărat niște chiloți, nimic impresionant. Le-am luat din piață, de acolo din Rogerius, tot timpul este doamna acolo foarte de treabă, de la care iau și chiar super de calitate, și din bumbac. Mi-am luat vreo 4 perechi să mai am și vreau să le tai etichetele și să le bag la spălat. Și voiam să vă mai arăt un tricou de al lui Savin pe care l-am luat din Timișoara. Ăsta, tricoul ăsta l-am luat de acolo din Timișoara. Este un magazin, cred că Crop. Ăsta l-am luat din House Brand, dar mai este un magazin, mi se pare Crop, parcă așa zicea frate-mi, nu știu exact, o să vă las pe ecran dacă găsesc sau mi-aduc aminte. Și erau o grămadă de tricouri din astea super faine, de tot felul de jocuri din astea sau desene animate și tot felul, deci cred că v-am și filmat în vlogul de ieri, dar mi-a plăcut foarte mult și asta l-am găsit, nici n-a fost foarte scump, cred că am dat în jur de vreo 60 de lei sau 50 de lei pe el acum că i-a rupt eticheta și acum o să cânte mașina de spălat, vreau să le bag la spălat pentru că stați să vă întorc să vă arăt ce e aici. Deci uitați-vă ce e acolo jos, trebuie să mă ocup de hainele astea. Așa că acum se termina mașina, aștept să termin cu cântatul și mă pun să scot hainele și apoi mai fac o tură de haine negre. Să mă pun să calc niște haine și cred că se vede acolo câte haine ar trebui să calc, așa că o să mă apuc să fac și treaba asta.
Am terminat și de călcat și acum ultima tură de curățenie am făcut aici la pisici. Doar am șters pe jos pentru că am aspirat mai de dimineață, că v-am arătat. Și acum am spălat și pe mâini și mi-am pus aici la încălzit niște ciorbiță, că v-am zis că am făcut ceva ciorbiță din asta de păstăi, din aia galbeni, și mi-am pus la încălzit și v-am zis că am făcut-o cu smântână de post. Așa că mă pun acum să mănânc, mă pun apoi să editez, e deja ora 2:30, ar trebui să mă cam fi apucat de fapt de vreo cel puțin jumătate de oră de editat. Dar mănânc, mă pun să editez și la ora 5 mi se pare că am programare la tuns, așa că o să mă duc un pic să mă tun din vârfuri, că deja e oribil porul ăsta și tot mi-e uns și vai de capul lui. Așa că mă pun și eu să mănânc, mai apuc să mai filmez mai nimic astăzi, având în vedere că de la 5 sunt programată la păr și nu mai am timp, trebuie să mă apuc să editez. Se văd în spate acolo trepiedul, veleata cu mop, toate trebuie să le pun la loc. Așa că eu vă mulțumesc tare, tare mult de vizionare. Nu uitați de un like și un comentariu dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a motivat și pe voi să faceți curățenie. Așa că noi ne revedem mâine de la ora 8 cu nou vlog. Mă, să vă pup! Pa, pa!